Salutare lume și bun venit la episodul special cu sau pentru cei 5.000 de abonați. După cum v-am promis, o să fac un episod special, adică l-am făcut deja, urmează să-l vedeți voi. O să ne lungim puțin, dar asta este episodul tehnici esențiale de supraviețuire, o parodiere oarecum. O să întâlniți personaje gen Bear Grylls sau Fakiru. Nu a ieșit nimic profesional, cameramanul... Am filmat și unele părți, dar mai mult cameramanul care nu prea are experiență și a ieșit foarte tremurat și mă rog să scuzați chestiile de genul, suntem începători, o să, nu știu, o să pe parcurs o să mai facem ieșiri de genul și o să încercăm să ne perfecționăm și bla bla bla. Dacă v-a plăcut intro-ul de la începutul episodului, e făcut de un tip numit Matei, canalul lui în descriere, puteți să intrați, să-l susțineți, face gaming. Dacă aveți nevoie de un intro și îl rugați frumos, presupun că o să vă facă și vouă unul. Tipul se pricepe foarte bine să lucre în programe gen Photoshop sau habar n-am, nu prea mă pricep eu la chestii de genul. În fine, linkul e în descriere, nu uitați să intrați și pe acolo. Și, da, ce să vă mai zic, să aveți o vizionare plăcută. Hai să-mi bag mult aparat pe acasă, bă, deci o să vinez și avionul, adică nu-ți mai boschez de mult, dar băgani iar. Astăzi vă vom învăța cum să supraviețuiți o zi în minunata pădure, o pădure din România, plină de sălbătici, de pericole din fiecare colț. Invitați speciali sunt astăzi o mică gașcă de prieteni de-a mei, unii foști colegi din clasa 8-a, unii mai speciali, alte pușcăriași de la ghetto. Așa. Fără fană frumentare. Avionul 1 milion. Tu mă aduci la port! Sau de 100 metri. De unde nu-ți? Vedeți ceva? Da, mami. Da, mi-am găsit telefonul. S-a afară, mă, și-o fost acolo, știi, frate, bine? Bă, e și mai doar. Nu fii atent, aici ne sunt lemne și totul ăla pentru... N-am mă mâncare. Nu am mâncare. Hai bă, Raul, e serios, să filmăm. Acum că facem adăpost, nu e aici, sau căutăm aici. Aici, mă, nu sunt lăs. Ia, trebuie să fie ceau cu acoperit. Aici, nu e acoperit. Nu mă, noni natură, bă, te prinde simt. Deci adăpostul într-un final am terminat, o să ne apere de ploaie, de vânt, de ploaie, de asteroizi, de invazii extraterestri și alte chestii. Și fantome. Chestii fantome. Da, după cum vedeți, se lasă seara, trebuie să ne băgăm înăuntru și să revenim dimineață. Așa că hada. Așa că di. Bate vântul. Examenul cu 4 hoteluri cu 5 stele. Vă prezint, draga mea, cabană, făcută din lemne, frunze și noroi și durare și sânge și păstăi, nu contează. După cum vedeți, avem pahar, o pasă de dinți ce scrie pe dință, apă minerală de la robinet. Pur. Avem și sunet de pe fundalea afară, avem pur, staune, grătar, skateboard, de asta de skateboard, de grătar. Și cam atât, avem invitat afară. Fra, stai că am venit, acum vin cu bagajele. Vedem jamantat dura asta, în asta au fost și parașuta. Ai adus cu cuci? Așa acolo. M-am adus mai adus din bagaj. Cam altă prezodiază că vine ăsta și avem de decorat, ce treabă în doi, dar nu știu nimeni. Nu cea. Da. Ia! Ia! Scobiatar cu aceste mici, un alt, da. Bă, vezi că suntem la filmări. Da, cu sete, doamne, ce că știa pe curând. Iapa! Mai ușor, doamne, te rog. Bă, așa foamei. Îți vedi jupos, îți dai să... Ne! Noni! Încă o dată îți mulțumesc, Dumnezeule.
Hai să luăm o ciupercă, să vedem ce gust are. Dacă are cu gust de târătură, merge. Cu ceață. Dacă nu... Hai să-mi bag! Ah! Să merg mai departe, că-s bune tare. Au gust a mai adă, mai acră decât mai adă. Mă, aici zice băgat. Sunteți genial, mă! Așa îmi laște, n-am mai văzut de când trăie Marga Barbu, mă! E extraordinar! Ce vali? Acum mergem în război. Acum te vorbesc cu cuțetul. Stai că-mi trag o dungă și pe frunte să fiu ca Arnold Weitzenzar sau cum? Bă, trebuie să ne facem tăți. Acțiune! Bravo, totale! Pe insula... Yo! Ca-ca-ca-ma! Fakirul ești, ok? Hai, Fakirule! Fakirule! Vedeți, dramele noastre, e puțin. Ferbă! Tine, tata, nu e aici, mâncă! Am găsit o mirobolantă... Cum îi zice la asta? Casa de păsări. Zi-mă, cum e? Casa de păsări. Nu-i casă, măi, de unde se hrănesc aminalele. Se sare, ghegelinge. Hai, bă, mâncați, mă, sare. Ce, mă, de cap de... Hai, ai primul. Da. Yeah. Fakirul, ești ok? Da. Fakirul, e ok? Vezi, mă, de ce faci cu mâna cuțit? Da, frate, hai să mergi, să continuăm traseul. Traseul. Nu știu că page așa, unde scrie, o să scrie în partea asta, o să scrie nordul, că așa scrie pe pom, dar nu știu, așa. Dar mai tași, du-te dur din altă parte, că n-ai gândit. Din păcate se aude cum plouă deasupra noastră. Noroc că noi suntem în pădure, suntem feriți și cred că o să ne cărăm acasă, pentru că nu vrem să ne prindă nicio ploaie mai serioasă. Nu mai măcar de 3 zile nimic și s-o dedic câteva ore pe aici și nu știu cum se improvizeze. Vreau să pătrez o cabană de cuvântul din Dan Diaconescu, direct vedeți așa ceva. Nu vă vine să credeți. Am găsit-o pe niște fragi nemai văzuți în lume. Gust de sâmburi. Are gust de sâmburi, știi, nici n-ai băgat. Hai, bă, dați aici. Ia șculanti. Nu vă dau. Mi-au vin ceva în cap. Io. Asta e moartea că... Bear, ești ok? Asta e pentru că... Pentru că... Te-o lovi căprioara. Bear Grylls versus Fakirul de la Peri. L-o lovi moartea căpriorii. Ca un penis. Proști. Doi doctori se luptă pentru hrana, de a se uita unul pe altul, pentru un pic de apă, pentru supraviețuire în natură, alături de cei dragi. Party disco? Piei s-a dat. Ce, cu mine vrei să baschea? Ești murdar și vreau să mă fac eu anatomie. Mă, eu cred că tu, dacă te decrezi Bear Grylls, tu cred că vrei să-ți dau moartea căprioare. Tot tricotul văzut de pe mine. Hai să-ți are cum stă treaba. Bă, nu mă matez dacă mă tai. Treaba asta... Io! Io! Stom! Și acum fac eu îi dărind. Oh! Oh! Nino, te dor, Costel. Lasă-l pe la pula mea, că ăla se crede. El se crede. Te-ai trezit. Băi, vreau că-ți cu la mână cu tine. Te-ai trezit. Îți zic să stai acolo cu ce ajung acasă. Bine, tu te duci cu nava spațială cu elicoptere. Elicoptere. Eu acum mă duc că râzi, mă duc cu nevastă. Că de nu, Fakirul e over. Eu zic să-ți dau acum, știi? Uite, băi, băi, Tu stai acolo! Aaaa! Ce faci, mă, ce-ți dau? What the fuck?
Te trage picioare! Uitați un releu. Nu vin să-l scarpi. Refer, bă, sus! Te pare că în sfârșit am ieșit din pădure. Știi unde am ajuns? În Paris, fii atent, turnul Eiffel. Bă, nu e Eiffel, mă. Știi că la cuțichele. Ne facem treaba odată, Robi. Bear e la directă de corcodușe. Mâncă-s vegetarian. Să mâncă niște mici. Ursul vegetarian. Credem că suntem aproape de civilizație, pentru că deja am găsit un drum aproape asfaltat. Aproape asfaltat. Bă, blocul, mă! O țipa românii cu chetri pe aici și de aia. Bă, bea, merg în față. Să filmăm ceva. Bea și fachirul. Bea și fachirul, hai. Țineți-vă și de mână. Dupla 11. Țineți-vă de mână. Mai prins de mână, direct te muri. Deja am întâlnit și forme de civilizație. După cum observați, gard pe partea dreaptă, gard pe partea stângă, case pe partea în față. A, uite, am găsit și o mașină acolo, o dubă albă. Care... am găsit și o mașină dintre care i-a ales două. Bă, faza e că, nu știu, a trebuit să ne îmbrăcăm la costum, că am ajuns în civilizație. Eu fac... Și, în sfârșit, Bear cu fachirul și echipa a ajuns în aproape de civilizație, echipa rachetă. Dacă Fachirul vrea să stea în mâini. Dacă v-a plăcut genul ăsta de episoade, vă rog, lăsați un comentariu și o să mai facem ceva mai reușit. Acum nu prea am avut timp pentru că mâine e școală și toată lumea mâine merg la școală. Fachirul vrea să stea nu. În afară de Adi. Mă duc și mânc tocană, tocană de mață umplute cu rinuri. Și se pare că am ajuns la civilizație. De aici o să oprim filmările. Mulțumiri lui Bear, zis Darius, adică Darius zis Bear. Eu Fachiru zis Robi, adică Robi zis Fachiru. Ăla-i Cipri și ăla-i Aurelian, zis Măturaci. Adi, zis Adi, de la Mate Info. Adi zis din Mate. Și eu, pe care mă știți. Și Corcodușul, mă. Și Corcodușul, mulțumim. Mulțumim Corcodușului că ne-a dat de mâncare. Mulțumim lui Dumnezeu că nu plouă încă. Și că alte persoane cobesc să vină ploaia. Și pe persoanele alea să știți că le iubesc. În gură. Nu, le iubesc în my passion. Și mai minunat, pentru că am ajuns în Franța. Turnul Apple. Și în ultimul rând mulțumim pădurii Banța din Ogna Mureș, care ne-au permis să facem filmarea. Cam asta a fost videoclipul, dacă ți-a plăcut nu uitați să-l împărtășești cu prietenii, să îi dai un like, să mă rog, știți voi ce să faceți, nu uitați de linkul din descriere dacă v-a plăcut intro-ul. Îmi cer încă o dată scuze pentru claritatea care e acum și claritatea din clip, pentru că explicația e că acum e seară și nu am nicio sursă de lumină în afară de lumina zilei și explicația... clarității clipului, pentru că cameramanul v-a spus e puțin așa și da. Am uitat să menționez că acest clip a fost un pamflet și ar fi trebuit să-l tratați ca atare. Dacă ați făcut-o, mulțumesc, și dacă n-ați făcut-o, ar fi trebuit să o faceți.